Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. Gorj Obiectiv, alături de mine în studio, doi tineri politicieni, nu știu, poate la următoarele alegeri vor fi chiar contracandidați la primăria municipiului Târgu Jiu, poate la Consiliul Județean, o să ne spună dumnealor. Așadar, Claudiu Manta, PSD, bună seara, bine ați venit, domnule Manta. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Adrian Rovența, PMP, bună seara, bine ați venit, domnule Rovența. Bună seara și vă mulțumesc și pentru invitație. Amândurora vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Nu cred că exagerez foarte mult când spun că în următoarele alegeri locale, un pic, că tineri politicieni, eu cel puțin am depășit stadiul de organizație de tineret. Statistică, și domnul Rovența este președintele organizației municipale, adică totuși... Îmi place să cred că sunt tânăr în gândire. Acum, nu, atenție, dumneavoastră cred că sunteți la nivelul vârstei în PSD, cred că puteți fi minor, ca să zic așa. Nu, dar când faci, haide să punem așa, de când facem politică. Eu fac anul ăsta 6 ani de când fac politică. Și eu vreo 18, e o diferență mult înaintea. Cam greu să mai fiți tânără în gândire de politică. Tocmai că îmi place să cred că mi-am păstrat această tinerețe, pentru că în politică tinerețea poate fi de multe ori o calitate. Da. La PSD nu este o foarte mare calitate tinerețea. Da, schimbăm, după cum vedeți și noi, garda la PSD. Asta dacă vor fi alegeri în următoarele două luni, cum spune domnul președinte. Vor fi alegeri, pentru că ăsta deja este un subiect închis. Deci este discutată, stabilită problema, știți și data când vor fi alegeri. Asta e o chestiune pe care urmează o stabilim, dar l-ați auzit inclusiv pe domnul președinte Cârciumaru zilele trecute într-o declarație, spunând că vor fi alegeri în următoarele 2-3 luni, adică eu cred că nu trebuie să ne prindă toamna politică fără să avem alegeri. Da, cum organizați alegeri? Că, uite, îmi propusesem să încep cu decizia instanței în cazul Ponta, Șova, Ciurel și care or mai fi implicați în acest dosar, dar pentru că ați adus în discuție și începem cu subiectul acesta, cum o să vă puteți, domnule Manta, organiza atât de repede în condițiile în care sunt și organizații locale unde trebuie organizate? Doamna Novăceanu, după cum știți, mandatul actualei conducere a PSD Gorj a expirat încă din anul 2017, da. Deci ăsta e un lucru știut. Mă întrebați cum? Păi, expirând mandatul, trebuie să se convoace forurile statutare și să stabilească data alegerilor. Mă refer, când zic forurile statutare, mă refer la organizația PSD Central. Sigur că mai sunt alegeri în care, mai sunt organizații în care încă avem organizații interimare. Spre exemplu, săptămâna trecută, un președinte de organizație și-a anunțat demisia din cadrul PSD. Vorba de organizația la Stănești, acolo, într-adevăr, trebuie să facem alegeri. Și mai sunt încă 2-3 situații, dar în 95% dintre organizațiile PSD din Gorj, lucrurile sunt stabilite, au conducere alese, deci lucrurile sunt foarte clare din acest punct de vedere. Sunteți la fel de încrezător în opinia dumneavoastră, domnule Rovența, că PSD-ul se organizează așa repede, sau sunteți printre cei care susțin că să-și ia gândul de la alegeri anul acesta, că nu prea există timp așa, vine vacanța, urmă ne relaxăm cu toții. Eu sper ca tinerii să aibă de câștigat la PSD, dar nu e prima dată când Cârciumaru folosește strategia nu vei candida și ne trezim cu el candidând la alegerile interne. Nu cred că există nici măcar o declarație verbală care pot să-l oblige pe Cârciumaru să nu candideze. Este adevărat. Cârciumaru are dreptul, ca și membru de partid, are dreptul să candideze în continuare. Domnul Rovența, dar domnul Cârciumaru a fost în întreaga sa carieră politică totuși un om de cuvânt și un om de onoare. Dacă țineți minte că la fiecare tur de alegeri locale, cu un an așa sau câteva luni de a se organiza alegeri locale la primărie, tot timpul dădea așa un zvon că s-ar putea să nu mai candideze, că vede cu partidul. N-a existat niciodată o declarație. N-a existat o declarație tranșantă în care să spun nu mai candidez. Vă surprinde dacă domnul Cârciumaru la următoarele alegeri ar candida pentru încă un mandat de președinte? V-ar surprinde? Nu știu, doamna Novăceanu, eu cred, vă repet, că domnul Cârciumaru va spune și va face așa cum a spus, pentru că avem nevoie de dânsul, dar avem nevoie de dânsul, de experiența dânsului, de ceea ce înseamnă expertiza dumnealui politică, și eu cred că va fi alături de noi în continuare.
Rămâne stabilit domnul Weber candidat la președinte, domnul Cosmin Popescu președinte executiv, dumneavoastră? Vom vedea, că doamnă, că pentru că e foarte important să vorbim despre echipă. Ați fost dat posibil candidat secretar general al partidului. Este una dintre variante. Este una dintre variante, sigur că da. Interesant ce se întâmplă la Partidul Social Democrat, dar o să revin asupra subiectului, pentru că știrea zilei este legată de ceea ce s-a întâmplat astăzi în dosarul Ponta, Ciurel, Șova, Cristea, Graure, achitare pentru majoritatea dintre ei, mai puțin pentru Dumitru Cristea, care patru ani cu executare. Sigur, este la prima pronunțare a instanței, decizia este cu recurs, vom vedea ce se va întâmpla, dar în primul rând discutăm ce s-a vis-a-vis de verdictul dat de judecători. Dacă e să ne luăm după sentința de acum, înseamnă că procurorii au făcut niște greșeli grave. Și automat la un dosar de calibru ăsta, când fostul premier Ponta a fost acuzat, de fapt, băgat în acest dosar și tărât prin tribunal atâta timp, cineva va trebui să fie tras la răspundere. Ei, dar în țară nu prea există răspunderea. Da. Nu, cuiva. Până la urmă nu pot să dau cu părerea dacă este verdictul cel bun sau dacă așa va rămâne până la sfârșit. Dar se ridică mai multe semne de întrebare în ceea ce privește procurorii care au orchestrat. Domnule Manta. Sigur că este o sentință judecătorească, foarte multe comentarii n-am de făcut, însă din punct de vedere politic evident că procuratura în speță DNA are o problemă, pentru că dacă vă amintiți și dăm timpul un pic înapoi, în 2015 premierul Victor Ponta, la acea dată premier PSD, a demisionat datorită acestui dosar penal. Stați un pic să ne înțelegem. Au fost mai multe lucruri care au determinat, printre care și acest dosar penal. Doar tragedia de la colectiv, atât. Cred că dacă nu era tragedia, nu... Domnul Rovența, acela a fost factorul declanșator. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar momentul, amintiți-vă acele zile în care s-a pus o presiune mediatică uriașă în spatele primului ministru. A fost primul prim-ministru de după Revoluție care a fost anchetat în timpul mandatului și despre acest dosar a fost vorba. Deci, eu am o problemă cu asta, faptul că a fost unul din elementele care a determinat demisia și iată că se dovedește după 3 ani de zile, cel puțin în primă instanță, că omul adică putem este să nevinovat. Vorbim despre Victor Ponta ca fiind primul politician pentru care instituția demisiei există. Sigur că da. Pentru că să înțelegem acum că președintele dumneastră care are o sentință finală nu e de aceeași calitate morală. Eu vreau să subliniez altceva, pentru că în acest context vreau să vorbim un pic și despre legea răspunderii magistraților, pentru că dumneavoastră spuneați că în România nimeni nu răspunde. Eu cred că și aici PSD-ul a fost principalul promotor al modificărilor legislative la legea 303 și legea 304, iar piatra de temelie a acestor modificări legislative propuse, care iată, refuză să fie promulgate de către președintele Iohannis, apelează la tot felul de artificii juridice, retrimitere, sesizare pe neconstituționalitate și așa mai departe. Imediat termin, domnul Rovența. Deci, iată că este încă o dovadă sentința de astăzi că legea răspunderii magistraților trebuie să existe și că trebuie să-și producă efectele. Eu cred că un partid politic care propune o anumită modificare de acest gen ar trebui să pornească în primul rând printr-un exemplu dat din interior. Politicieni într-un număr destul de mare și cunoscut de populație în general au probleme de genul ăsta și niciodată nu răspunde. Și începem chiar cu președintele organizației PSD România, Liviu Dragnea. Are o condamnare definitivă și nu face pasul înapoi. Spuneți că Victor Ponta, cel care a părăsit PSD, a avut o calitate morală mai bună decât n-a are... N-a spus asta, domnul Rovența, asta se poate este... Nu, asta am dedus eu. Ceea ce ați tras asta am dedus eu. Da, asta am dedus eu. O consider deficitară și o să vă explic și de ce. Da, dar ideea aceasta este...
poți să faci anumite modificări și poți să propui anumite modificări legislative dacă tu, ca partid politic, să zicem entitate, ai măcar în imaginea publică un rând întâi sau unu și doi de politicieni la înalt nivel care se supun rigorilor morale, ca să le spunem așa. Vența, acum, vedeți dumneavoastră, trebuie să facem totuși o diferență, pentru că, sigur, condamnarea lui Liviu Dragnea este o condamnare penală. Nimeni n-a negat. Dar în momentul în care ești condamnat pentru o chestiune privitoare la referendum, acolo este, din punctul meu de vedere, strict punctul meu de vedere, lucrurile sunt foarte trase de păr. Domnul Claudiu, pentru că este vorba ați văzut de legea electorală, de protocoale, ați văzut de... A fost condamnat efectiv pe niște chestiuni fost... minore, domnul Claudiu. Sigur, nu există, repet, nu există chestiuni o chestiune, minore în lege. E o condamnare penală. Sunteți, n-am contestat-o niciodată, da. Însă trebuie să vedem exact și să ne aplicăm asupra căror chestiune este vorba. Dacă vă amintiți, atunci când a existat condamnarea, Liviu Dragnea și-a dat demisia din funcția deținută din guvern, cred că se întâmpla în 2015, sper să nu mă înșel, s-a retras însă la presiunile partidului care probabil l-a obligat la acel moment. Regulă, nu l-a obligat nimeni pe Liviu Dragnea să-și dea demisia. A fost, dacă vreți, un gest de onoare pe care l-a făcut Liviu Dragnea atunci în 2015. S-a întors la presiunea partidului, s-a întors în fruntea PSD-ului și iată a reușit să câștige alegerile la un scor zdrobitor. Deci, cred că trebuie să fim foarte atenți atunci când privim lucrurile și problemele cu ghilimele de rigoare ale penale ale politicienilor, pentru că, iată, pot să existe cazuri celebre de politicieni anchetați și cărora li se demonstrează dar din păcate, dumneavoastră spuneți așa, domnule, un politician este cercetat pentru o anumită infracțiune, trebuie să-și dea demisia, să plece acasă și peste 3 ani de zile să se întoarcă. Nu, domnul Rovența, nu e așa. Pentru că există, din punctul nostru de vedere, prezumția de nevinovăție, iar aceste erori judiciare, pentru că asta a fost în cazul Victor Ponta, sigur, poate nu chiar o eroare judiciară, dar un exces de zel, hai să spunem, al dumneavoastră vorbiți despre politicieni, dar există cetățeni care trec prin situații similare. Dar cetățenii, spre exemplu, un polițist, dacă ar trece printr-o situație de genul ăsta, dacă ar fi trimis în judecată, cred că ar avea niște probleme mari la serviciu. Păi tocmai de asta spun că nu este normal să se întâmple așa, pentru că trebuie să primeze în toate cazurile și eu ca jurist mă lupt pentru asta. Și ideea este că domnul Liviu Dragnea totuși are o condamnare. Domnul Rovență, n-am contestat-o, însă am explicat de ce lucrurile stau așa, faptul că omul s-a retras la un moment dat, iată, a revenit în fruntea Partidului Social Democrat și a câștigat alegerile. Dar dacă, spre exemplu, dacă Victor Ponta ar scăpa de toate problemele penale pe care le-a avut sau i s-au invocat la un anumit moment. Credeți că ar fi un exponent mai bun pentru PSD decât Liviu Dragnea? Nu știu, bună întrebarea dumneavoastră, domnule Rovența. Acum lucrurile în ceea ce privește relația lui Victor Ponta cu PSD-ul se desfășoară la modul trecut. Victor Ponta a ales să plece. Atenție, din pentru Victor Ponta această sentință reprezintă un plus de imagine. Fără discuție. Este clar că Victor Ponta a luat un fel de pauză în această perioadă până și-a așteptat sentința, iar acum cu toții se așteaptă ca Victor Ponta să revină în forță în viața politică. Doamnă, este sigur dreptul lui Victor Ponta să facă acest Excludeți lucru? Excludeți varianta în care Victor Ponta ar putea să pună reale probleme Partidului Social Democrat, domnule Manta? Pentru că Partidul Social Democrat, o să vedeți, a făcut lucruri bune pentru oameni și eu cred că va câștiga alegerile și în 2020. Părerea mea. O să încercăm să luăm legătura chiar cu domnul Ponta, poate reușește să intre în direct, dacă nu, cu domnul Alin Văcaru, pentru că, repet, cu toții se așteaptă ca după această sentință
sentință și era pusă condiția ca în cazul în care este o sentință favorabilă, iar achitarea este cel mai bun lucru care se putea întâmpla, Victor Ponta să reia așa în forță toată activitatea politică, pentru că, așa cum spuneam, ați văzut și dumneavoastră, luase un soi de pauză și stătea așa mai abătut. Da, s-a văzut atitudinea asta. Eu, dumnealui mai are și alte dosare penale în diverse stadii, de asta spun că mi se... Deci nu ar fi chiar singurul. Păi da, e un lucru public. Bun, nu e, știu că este cercetat mai este cel care penale. Pentru care aștepta o decizie instanței. Exact ceea ce da, era cel mai apropiat, cel mai mediatizat. Restul sunt la nivel de anchetă, nu știu cu Ploieștiul, mă rog, alte problema PSD-ului va veni în momentul în care Ponta se va da exemplu pe sine, că în primul rând a învins sistemul între ghilimele, să spunem așa, și că el nu are probleme penale cum are Liviu Dragnea. Și ei vor avea o problemă. Ei, nu mă refer Claudiu sau cei de aici. Cei care conduc în momentul de față PSD în România. Adică Liviu Dragnea și cu apropiații lui. Oricum există tensiuni din punctul meu de vedere și se văd cu ochiul liber la București în PSD. Între Liviu Dragnea și probabil câțiva contestatari. Dar nu odată... mai sunt la nivel național problemele despre care spuneți dumneavoastră s-au mai ameliorat. Nu mai există. S-au mai ameliorat. Una au dispărut total, este alta. Oamenii se regrupează. Știți că în politică tot timpul găștile la nivel național nu dispar dintr-o dată, ci doar se regrupează și așteaptă un moment oportun. Iar când momentul va veni și Liviu Dragnea va fi într-o criză de imagine sau politică, de orice fel, sunt sigur că vor... E un scenariu acesta. Nu există, doamnă Tensiu. Noi ne pregătim pentru alegerile la nivel central, subliniez. Ne pregătim pentru alegerile prezidențiale. Da, știu. Acolo va fi adevăratul testament. Deci să înțelegem că europarlamentarul nu mă interesează. Dar acolo va fi, dacă îmi permiteți, adevăratul testament al lui Liviu Dragnea ca președinte al Partidului Social Democrat. Ce va face Liviu Dragnea? Își va asuma o candidatură la prezidențiale? Nu știu să vă spun. Se pregătesc pentru alegerile prezidențiale de nou candidat. Asta până e părerea dumneavoastră, domnul Rovența. Este domnul Liviu Dragnea. E părerea dumneavoastră că nu este candidat. Este Liviu Dragnea. Este prea devreme, mai sunt totuși... Nu este domnul... Mai sunt totuși un an și 9 luni. Gândiți-vă că avem o guvernare care nu este deloc ușoară. Asta este în primul rând... preocuparea partidului și când va veni momentul o să cu majoritatea pe care o aveți dumneavoastră nu este totuși ușoară? Păi nu este, domnul. Aveți, nu este, domnul. Ați avut un an cu creștere economică aproape 7%. Să și menegerie succesul nu e un lucru foarte ușor, domnul Rovența. Să dai salarii mărite la toți bugetarii, să dai salariile medici la nivel occidental, să crești salariile profesorilor și al tot ce înseamnă personal. Mai puțin decât la medici. Păi sigur că la medici sunt medici acum, nu vreau să divagăm și să dăm exemple, dar ați creat și niște discrepanțe destul de nefericite la nivelul celor din Uniunea Europeană, cei care au fost răsplătiți, să zic așa, sau cu salarii mai mari și cei care li s-au tăiat sporurile și scris salarii. Nu, domnul Rovența, aici trebuie să existe niște explicații. Au fost că, niște probleme. L-ați văzut și dumneavoastră. Grila de salarizare a medicilor s-a dus direct pe cea din anul 2022 și aici am pornit de la un lucru simplu, doamnă, care poate că pare discriminare, dar în realitate lucrurile nu stau așa. Avem o problemă cu medicii care plecau. Asta este. Aveam rata de în cazul medicilor, doamna Novăceanu. Rata de punerea cererilor pentru plecare în străinătate a scăzut la sub 40%. Deci, până în 2016... Când în luna? Nu. Vorbim din 2016, de când a ajuns PSD-ul la putere. Vreau 80% dintre medici vreau să plece. Acum, rata medicilor care depun cereri pentru plecare este undeva până în 40%. Da, deci... dar adevărata mărirea salariului acum a fost. Adică acum s-a pus marea... Atunci explicați un pic care este problema legată de toate protestele care s-au derulat și în ultima
ultima perioadă și mâine trebuia să fie grevă generală în sistemul de sănătate. Nu va mai fi, pentru că în urma negocierilor sindicate, guvern, deși dacă mă întrebați pe mine, puteam să vă spun de la data anunțului că nu va fi nicio grevă generală. Este așa o metodă a sindicatelor de a-și face simțită prezența și existența, de a pune presiune, atenție, dar încă o dată, sindicatele demonstrează puțin bomba asta. Stați un pic, domnul Rovența, credeți în sindicatele acestea? Au executat vreo 2-3 manageri de spital și au spus că cei de acolo, că managerii respectivi au aplicat discreționar legea. Au dezamorsat puțin și bomba asta. Am observat și fenomenul ăsta. Dar în general sindicatele anunță așa... Să vă explic ce s-a întâmplat. Da, nu, imediat. Da. În general sindicatele anunță jihadul, anunță că gata, se va suspenda întreaga activitate, că vor paraliza sistemul de sănătate, că nu există nicio cale de întoarcere dacă guvernul nu face ce vor domniile lor. Era previzibil că nu se va ajunge la o grevă generală și asta pentru că sindicatele așa procedează. Da. Ce s-a întâmplat, doamna Novoceanu, și o să încerc să nu fiu foarte tehnic să înțeleagă telespectatorii noștri. La medici au crescut foarte mult salariile pentru că i s-au dus direct pe grila din anul 2022. La celelalte categorii din sistemul sanitar, acolo erau situații în care sporurile reprezentau dublu salariului sau chiar 80% din salariu. Ei, venind această lege a salarizării unitare, a plafonat sporurile care pot fi acordate, inclusiv personalului medical, la 30%. Și atunci, într-adevăr, a existat o scădere a veniturilor, însă rezultatul în mare al grevei de alaltăieri este acela că în niciun caz, la niciun angajat din sistemul medical, nu vor scădea veniturile. Vor exista o creștere a veniturilor pe grila de 2019-2020 în limita bugetului. Da? Claudiu, deci vor exista... Prima dată recunoașteți că ați făcut o greșeală. Asta a fost o greșeală. Domnul Rovența, haideți să ne înțelegem. Da. Deci, vedeți asta, o lege PSD, atât de complexă a salarizării unitare nu poate să acopere teoretic toate situațiile, că sunt poate mii de spețe individuale, vă repet, cu angajați care au avut sporul, n-au fost doar spețe individuale, adică au fost brancardieri și au fost, cum a fost la Dobrița, de exemplu, cum a fost la Dobrița. Au fost situații punctuale, dar important este că prin negocieri le putem rezolva și putem găsi soluții astfel încât veniturile oamenilor să nu scadă. Sigur, acum... Se grăbesc cei de la PSD. Asta s-a întâmplat. Ei s-au grăbit să dea venituri, dar nu s-au gândit că apar și probleme. Când faci lucrurile pe repede, și asta pentru că nu a existat nicio negociere reală, nicio discuție în prealabil elaborării legii salarizării unitare. Nu ați luat în calcul niciuna dintre amendamentele sindicatelor, amendamentele opoziției vis-a-vis de modul în care ați conceput această lege și iată unde s-a ajuns. Nu, aici vreau să vă contrazic că au existat foarte multe întâlniri cu sindicatele și înainte de aplicarea acestei lege unice a salarizării, însă sigur, rolul sindicatelor este să ceară pentru membrii de sindicat, că așa justifică existența. Și eu mi-aș dori ca și personalul auxiliar din sistemul de sănătate să aibă salarii ca și medicii. Din păcate, asta nu se poate. Nu se poate pentru că odată nu permite bugetul și doi la mână pentru că n-ar fi corect. Acum, sigur că tot în sistemul de sănătate intră și infirmierele și asistentele și brancardierii. Fără ei nu se poate. Adică, la fel și de mare problemă... La baza actului medical sunt oameni care la fel de mare, au grijă, au supraveghere continuă și constantă pacienții. La fel de mare problema este și cea legată de plecarea asistenților medicali, nu doar plecarea medicilor. Și inclusiv la aceștia, guvernul trebuia să se gândească, pentru că vedem ce se întâmplă în momentul acesta și chiar eu medicii numărul recunosc... de asistență era mai mult mai mare care pleca de, cei care plecau erau mai mult din numărul asistenților erau mai mulți decât din numărul medicilor. Dar nu observă nimeni lucrul acesta, inclusiv Spitalul Județean se confrunta la un moment dat cu lipsa de personal, medici, nu doar lipsa medicilor, medici, ci și lipsa asistenților. Și ați văzut și dumneavoastră că cu toții am luat la un moment dat contact cu un spital. Vine medicul, te vede 5 minute, nu 105 minute cu fiecare bolnav, stă 2 minute în funcție de deja multe,
gravă, dacă ai probleme mari, să 5 minute cu tine, dacă nu, știi, trimite asistenta. Tocmai de asta zic, și asistenții și infirmierii sunt cei care stau aproape de pacient. Nimeni nu contestă rolul infirmierilor și al asistenților fără discuție, însă, vă repet, în tot sistemul medical, salariile au crescut cu anumite procente. Da, e adevărat. Nu, nu e un lucru pe care să-l negăm și oricum, telespectatorii noștri îl cunosc. Nu suntem primii oameni care atacăm subiectul ăsta. Oricum, oamenii și-au cred că opinie. Părere deja. Am să știți că sunt mulți care îi condamnă pe medici pentru ceea ce fac, dacă este să uite pe fluturașul de salariu. Sunt mulți oameni care zic, doamne, dar nu vă mai săturați odată, adică chiar vreți să vă dăm pielea de pe noi. Scurtă pauză de publicitate, revenim în studio. Repet, o să încercăm o legătură telefonică directă cu Victor Ponta, dar și cu Alin Văcaru. Un scurt comentariu vis-a-vis de decizia instanței de astăzi de achitare a lotului Ponta, ca să-i spun așa, în dosarul Turceni Rovinar. Dar discutăm și despre ce a declarat domnul Cotojman, Liviu Cotojman, astăzi la Gorjul în direct, cum că dacă domnul Romanescu va pleca la un alt partid politic, nu PSD sau și PSD, îl va urma. Revenim în câteva momente. Am revenit în studio, doamnelor și domnilor, alături de mine domnul Adrian Rovența, PMP, Claudiu Manta, PSD. Discutam în prima parte a emisiunii despre ce a decis instanța astăzi în cazul lui Victor Ponta și a celorlalți implicați în dosar. Achitare pentru toată lumea, mai puțin pentru Dumitru Cristea, care a primit 4 ani cu executare. Sigur, este la prima decizie, este cu recurs, așadar lucrurile se pot schimba, dar nu în foarte mare măsură, pentru că da, în general ce se decide în instanța de ciudat, ceea ce mi s-a părut ciudat și am văzut minuta publicată pe un, pe un ziar local, faptul că s-a menținut sechestru asigurator. Da. Până la recuperarea unor prejudicii, adică în parte îi recunosc că a existat un prejudiciu, da, și după aceea au dat achitare. Da, este chestiune foarte ciudată și trebuie să vedem minuta și mai ales motivarea în extensul, pentru că e un mare semn de întrebare pentru mine. Spunea Victor Ponta că e o lecție pentru el și de acum încolo știe ce să facă. Lecție în ce sens? S-a băgat cu cine nu trebuie? Adică e interesant sub toate aspectele studierea acestei probleme. Pe scurt și trecem mai departe. Până la urmă, nu e Dragnea primul om care acuză forțe oculte când vorbește despre actul de justiție. Și Ponta, la rândul lui, a făcut niște trimiteri de genul, acesta. A făcut și acum probabil face tot așa, o trimitere subliminală că forțele oculte, cum folosește și de la PSD, da? Statul paralel, așa, și perpendicular, Dar e o realitate pe care o promovează inclusiv președintele noastră Băsescu, domnul Rovența, adică... Mai puțin se pronunță. Statul Băsescu paralel? Mai puțin se pronunță. Este o invenție, pur PSD-istă. Nu, e adevărat, domnul Rovența, când vezi protocoale peste tot înfierate și denunțate ulterior și vezi prin ce s-a trecut. Bun, acum, ideea este, nu mă pricep foarte bine la sistemele astea. Protocolele alea cred că l-au făcut pe Dragnea președinte. Nu, da? culmea e că s-au fost semnate de către Băsescu și aici cred că fostul președinte Băsescu are o mare problemă. Da, fostul președinte Băsescu nu tăia porcul cu statul paralel. Iată că se întoarce, că așa se întâmplă în tradiția românească, se întorc lucrurile împotriva fostului președinte Băsescu, pentru că este un sistem patronat de către, a fost patronat cât timp a fost jupânul de rigoare. Din fericire pentru noi și din păcate pentru dumneavoastră, acest stat paralel despre care dumneavoastră vorbiți nu i-a dat nicio sentință definitivă lui Traian Băsescu. Încă domnul Vrabia Mărai visează, nu, știți cum e vorba. Nu, e vorba de Vrabia Mărai visează. S-ar putea ca tăcirea pe care o traversează Traian Băsescu să fie și astfel justificată. Adică sunt multe voci care vorbesc în acești termeni. Nu fac griji pentru că dacă vrea să întâmple ceva de genul ăsta, se întâmpla până acum. Totuși, retragerea lui Băsescu din fruntea partidului și este președintele onorific are un anumit substrat care încă nu a fost dezvăluit opiniei publice. Adică asta e varianta expusă la urmă, de... Și la noi în partid și se vede, chiar eu sunt un exemplu, fie că crede sau că vrea lumea, fie că nu. Partidul nostru încearcă o întinerire. Înaintea celor de la PSD și înaintea celor de la PNL.
Este totuși un partid tânăr, adică ce întinerirea partidului fiind un partid foarte tânăr. Și o întinerire a celor care conduc partidul. Mie cel mai mult îmi place varianta în care toată lumea vorbește despre oameni noi, oameni care n-au mai făcut politică, oameni care nu știu cu ce se mănâncă treaba asta cu mânjala prin politică, dar toată lumea este veche în partid. Eu am promis și mă țin de cuvânt că de la mine din organizație veți vedea cel puțin 3 persoane care nu au mai făcut politică. De la, din organizația mea municipală, de la PMP Târgu Jiu, unde sunt președinte, eu voi scoate în media cel puțin 3 persoane de care eu cred că veți fi foarte mulțumiți. Oameni care nu au făcut niciodată politică. Să-i promovați în contextul alegerilor din 2020, da? Bineînțeles, da. Și trei oameni este foarte puțin la un cel puțin. Am spus cel puțin. Cel puțin. De ce credeți că alții nu sunt capabili să scoate nici măcar unul? Cei de la PSD l-au luat pe cum îl cheamă? Îmi scapă numele. Dar a fost la PMP pe Brăila, da? E grav că nu vă știți fostul dumneavoastră. Păi nu, n-a fost cu părere cu mine, că nu, eu nu eram în PMP. Și domnul Brăila, dacă nu știați, dânsul a venit să facă politică alături de niște oameni puternici și niște oameni serioși. Da, asta a fost motivația. După ce a vorbit cu președintele de la nivel național, de la tinere, care a plecat și el tot așa, că nu era sigur că nu mai câștigăm cu mandat de, da, de președinte. Da, sigur că noi am preluat din propriu spus majoritatea organizațiilor PMP naționale și au exprimat inclusiv președintele, au vrut să vină alături de organizația. Mi-e greu să cred că cineva zice, domnule, chiar vreau să vin cu dumneavoastră fără să există o negociere, o discuție. Asta mi-e greu să cred că dumneavoastră chiar așa o ia spre PSD fără nicio altă discuție. L-avem la telefon pe domnul Alin Văcaru, deputat pro-România. Bună seara, ne auzim. Bună seara invitația dumneavoastră. Bună seara. Mulțumesc tare mult pentru că ați acceptat această legătură telefonică, domnule Văcaru. Un comentariu vis-a-vis de ce a decis astăzi instanța în cazul colegului dumneavoastră de partid, Victor Ponta. În primul rând mă bucur din suflet pentru el, pentru că înainte de a fi coleg de partid, îmi este prieten. Eu am crezut tot timpul nevinovăția dumneavoastră. Știți dumneavoastră ce fel de dotar a avut și cine a făcut dotarul. Mă bucur că justiția își face datoria în țara noastră și eu îmi doresc ca oamenii care mai fac astfel de dotare, pentru că de ce să nu recunoaștem și acum se mai fac dotare politice, să răspundă în fața legii. Și asta voi încerca împreună cu colegii mei de la Pro-România, să încercăm să băgăm până la urmă răspunderea magistraților, ca și ei să răspundă atunci când fac astfel de dotare. Pentru Pro-România, ce înseamnă această decizie? Înseamnă mult pentru România, dar m-a spus în primul rând pentru noi, pentru familia domnului Victor Ponta. Nu e ușor să stai atât de ani, să fii cercetat, să fii chemat la DNA, pentru că nimeni nu i-ar România să la lucruri. Iar eu m-a spus, în primul rând, în calitate de prieten al lui Victor Ponta, mă bucur din suflet pentru că a demonstrat și justiția a văzut că nu este vinovat pentru acele fapte care... De care era acuzat. Spuneați, domnule Văcaru, la un moment dat că domnul Ponta așteaptă această decizie a instanței, după care se va ocupa foarte serios de viitorul partidului Pro-România. La ce să ne așteptăm în perioada care urmează? Și până acum s-a ocupat, numai că vă dați seama că ce spunea, nu este foarte ușor. O familie să stai, să fii chemat de fiecare dată la DNA, când vrei să-ți programezi o vizită într-un anumit județ, să știi că te cheamă la DNA dimineața să mai spui câte ceva. Acum, cu siguranță că va avea timp mai mult și vom fi prezenți în permanență prin toate județele țării. Să încercăm să construim o echipă, să construim o alternativă pentru oamenii care sunt supărați în partidele care ne reprezintă la momentul acesta, și cei care nu mai au încredere în clasa politică să vină alături de proiectele Pro-România. Mulțumesc mult de tot pentru intervenție, domnule Văcaru. O seară plăcută să aveți, la revedere. Da, ați văzut și noastră, e o stare de bine la Pro-România. Toată lumea se așteaptă ca în viitorul apropiat acest partid să aibă și oameni care să iasă public și care să susțină care este proiectul de viitor. Discutăm despre posibilă plecare a domnului Romanescu la Partidul Social Democrat, domnule Mantă. De ce zâmbiți? E o chestie așa...
Eu, e dacă vreți, din punctul meu de vedere, un subiect foarte discutat în media zilele acestea, dar care nu are nimic concret în spate. Nici măcar declarații din partea cuiva. Păi tocmai că nu a negat nimeni. Păi nu numai că nu a negat nimeni. Deci asta alimentează. Este o declarație a unui vicepreședinte PNL, dacă țineți minte, acum vreo două, trei săptămâni. Nu știu ce legătură are vicepreședintele PNL cu Partidul Social Democrat. Cu plecarea lui Romanescu. Nu cred că domnul Puiu Diaconescu poate să impună știți că e vorba, ca să dai cu capul cineva trebuie să centreze. Cu unde să se ducă și ce să facă. Referitor la subiectul ăsta, eu vă spun la modul sincer că nu știu de existența acestor negocieri sau cel puțin eu n-am participat. Doamnă, în politică niciodată nu să nu spui nici niciodată. Însă eu vă spun o chestiune. Eu mi-aș dori să existe un candidat din cadrul Partidului Social Democrat. Însă, în același timp, ca om politic, trebuie să, și noi ne-am propus chestiunea asta, să câștigăm primăria municipiului Târgu Jiu. Asta este principalul obiectiv al prin orice echipei. Metodă. Sigur, orice metodă legală, doamna Novoceanu. Nu vorbesc despre chestiuni legale, nu vorbesc despre alegerilor sau altceva. Deci noi ne propunem să câștigăm alegerile la primăria municipiului Târgu Jiu. Să vedem cum sănătos cum în politică. Păi e un principiu care ne-a făcut să câștigăm alegerile. După ce spunea domnul Claudiu Manta, cred că își propus să pierdă, că în momentul de față n-au niciun candidat. Dacă aveau un candidat până la momentul de față, domnul, cred că aveți. Domnul Rovența. M-am uitat aseară la o chiar la că avem cel puțin 3-4 candidați sunt cu reale șanse de câștig. Sunt sigur. M-am uitat aseară la emisiune și la care a fost invitat Manțol. Și am încredere că e un bun analist, așa, nu am prea mult de o cunoștință despre el, dar știu că e un bun analist politic. Și care ce zici? Cu răspuns aseară clar. Nu, PSD nu are candidat. N-are pe cine să pună să-l bate pe Romanescu. Ion în momentul de față. Dacă, într-adevăr, dacă Romanescu reușește să aducă dezastru în Târgu Jiu și până acum nu e prea departe de acest obiectiv. Știți cum e cu sondajele și cu percepția? Nu vorbim de percepție, lăsați sondajele. Pentru că și percepția noastră e că trebuia să câștigăm primăria municipiului Târgu Jiu anul trecut în fanfar și iată că am pierdut-o la un scor rușinos. Dar asta este. Și în percepția mea, m-a surprins. Lucrurile au mers în regulă la PSD, dar în percepția celorlalți a fost ce mai asta sună. Ar trebui să avem în spate un sondaj și un lucru profesionist. Da, și cu sondajele astea nu prea cred că sunt foarte de mare încredere. Bun, m-a surprins declarația domnului Cotoșman de astăzi, care cumva vine să întărească ideea care exista discuții. Repet, nimeni nu se leagă de nimic, adică nu există cauză ca a fost PNL, pot să vă spun în felul următor. Liviu Cotoșman nu se mai simte bine în PNL de mult. Nu mai este bine primit în PNL de mult. Nu numai dânsul, și mai sunt și alți primari PNL, din păcate. Eu vă spus în cazul pentru că nu. Deci un caz punctual. Eu știu personal. Până la urmă, Liviu până la un anumit moment dat a fost prim vicepreședinte. Ei, el, ca prim vicepreședinte ales al PNL Gorj, da? Când a avut niște puncte de vedere, niște lor de poziție în anumite subiecte, a fost luat în râs și marginalizat ca prim vicepreședinte. Pentru că acolo, din păcate, pentru cei care sunt membri în biroul județean, your wish is my command, adică ceea ce își dorește Dulceanu, asta execută ceilalți. Acum, cam în orice partiță trec lucrurile astfel, atenție, dumneavoastră sunteți ceva mai rebeli, dumneavoastră de aia nu funcționează treaba, domnule, eu nu fiu pardon la PNL, că nu mai sunteți la PNL, uite că... Nu, eu așa de felul meu sunt mai rebeli, treaba în PNL, că ce dorință dar, are lider, nu se supune toată lumea în linie. Când ești rebel, e de învățat de la PSD. Îți faci și ce ai de făcut și îți duci și munca la cale. Bine, spune domnul Cotoșman așa, unde va pleca Marcel Romanescu, voi fi și eu, indiferent de partidul pe care îl va alege. La ce vă duce cu gândul această declarație, domnule Rovența? Că toată lumea vrea să fugă de la PNL cu orice ocazie. Și către ce partid? Că doar nu a venit la PNP? Pentru că își dau seama că se cam dărâmă castelul pe acolo.
Da. Asta este. Altcumva, un primar, fost prim vicepreședinte al partidului, face o declarație de genul ăsta, înseamnă că simte că lucrurile nu sunt în regulă în PNL. Și toată lumea vrea să fugă. Asta este. Asta da, e problema. Din adică partidul chiar așa primește pe toată lumea, PSD-ul chiar primește pe toată lumea. De rău, o spun cu părere de rău, doamna Novăceanu, pentru că e normal să existe o poziție puternică. PNL-ul la Gorj cel puțin are o reală problemă de conducere, o problemă de leadership. Așa cum a spus, înțeleg că domnul Dan Vulceanu conduce autoritar și nu o spun eu, o spun oamenii de acolo. Acum, domnului Puiu Diaconescu, tensiunile care există în cadrul... Și atunci vor să vină la un partid serios cu o echipă care își respectă promisiunile... Da, în situația în care își manifestă intenția de a dori la PSD. Sigur că facem o analiză, nu primim chiar pe oricine, mai ales pentru că știți că eu există... Eu n-am prea văzut există o tentație naturală a oamenilor de a veni la partidul că afla la putere. Mare. Trebuie să o recunoaștem, există asta de 20 ceva de încredere păi politică. Și baldele de asta și spun că trebuie să existe o analiză foarte serioasă și foarte aplicată cu privire la persoanele pe care le primim în Partidul Social Democrat. Da, nu eu vreau nu știu, dați-mi și mie cel puțin un personaj care a fost refuzat de PSD. Eu nu am cunoștință de așa ceva. Un primar. Stați un pic să ne înțelegem. Au mai existat cazuri în care s-a refuzat înscrierea unui membru. Acum... Nu, un primar. Ce anume? Un primar ați refuzat. Păi primar. Un primar nu poate să facă cerere de venire la PSD în Rovența că își pierde mandatul. Păi stați un pic, poate veniți cu o ordonanță care să permită transferul în perioada mandatului, așa pe perioada de duminică. Deci nu poate să-și facă că își pierde mandatul. La fel și consilierii locali. Deci... Sigur că pot să existe discuții și nu neg că mai există astfel de discuții. Ați văzut noastră, inclusiv domnul Cotoșman spunea că au fost cazuri în care a apelat și dânsul și alți primari liberali în care au apelat la parlamentarii PSD să-i ajute cu o problemă și aceștia i-au ajutat indiferent de faptul că sunt la Partidul Național Liberal. Absolut firesc acesta de a vă ajuta. Spre exemplu, din câte știu eu, sunt și oameni din Roșia și oameni și din Târgușiu care v-au votat are șapte proiecte pe PNDL și au fost aprobate toate aceste 7 proiecte fără să țină cont de faptul că e dinsul la PNDL. Asta e normalitatea, doamna Novăceanu. Chiar dacă poate au existat primari de la PSD cu mai puține proiecte și au existat supărări. Da, așa este. Dar trebuie să tratăm toți primarii cât se poate de egal. Fie că ne place sau nu. Și să-l marginalizezi pe cel mai bun primar care l-ai în partid. Ciocea. Nu l-am marginalizat, domnul Ciocea a fost ca special, nu, domnul Rovența. A fost cel mai mediatizat. A ales ca domnul Călinoiu, la fel ca și domnul Călinoiu, să candideze independent. Cunoscând statutul ambii, că erau membri vechi de partid, trebuiau să-și dea seama de la această situație. Cine a spus punctul pe ei, doamna Novăceanu? Dânsii au ales singur, nu i-a obligat nimeni să plece din Partidul Social Democrat. Adică, până la urmă, era o chestiune... firească, sigur că înțeleg, poate a fost o pierdere pentru partid și s-a văzut faptul că, spre exemplu, domnul Ciocea a luat aproape 9.000 de voturi, care în principiu erau ale Partidului Social Democrat și care poate ne ajutau să mai luăm un mandat. Nu erau ale Partidului Social Democrat, în cea mai mare lui parte. Ion Ciocea. Dacă ar fi candidat la PSD, asta vreau să spun. Bun, dar vreau să vă întreb altceva. În situația în care domnul Ciocea nu era și nu ar fi fost pe lista PSD-ului, unde credeți să s-ar fi dus voturile domnului Ciocea? Asta spun în principiu, alea sunt voturile Partidului Social Democrat. Că deci oamenii l-au votat pe Ion Ciocea, da, nu PSD-ul. Este clar. Este că dacă pe votau PSD-ul, votau PSD-ul se vede în acest caz, când ei au făcut un proiect pilot, care s-a numit la momentul respectiv Ion Ciocea, care a și reușit și la el în comună, s-au făcut multe lucruri față de alți primari, pe dumneavoastră din PSD, și când omul a vrut să meargă mai departe, să urce o treaptă, să demonstreze că modelele pe care le-a folosit el se pot aplica la un nivel mai mare, a fost tras pe dreapta. Pentru că dânsul a luat aproape... Nu, mă referam la altceva. Dar eu pornisem ideea. Mă referam la faptul că ceea ce a făcut el a fost negat de cei de la București când l-au scos de pe locul la care era la Senat.
La Senat a fost sau la Senat. La Senat. Vreau da. Să vă spun altceva. Faptul că a existat și un vot antisistem în acest caz special al domnului Ciocea, pentru că, spre exemplu, dumnealui a luat aproape 3.000 de voturi în Târgu Jiu. Da. Ceea ce nu-i puțin. Nu e puțin. Bun. Ceea ce vreau să vă întreb, domnule Manta, este cum se face că în PSD, în contextul în care spuneți dumneavoastră că e posibil să se organizeze alegeri anul acesta, domnul Weber a înaintat odată de 2-3 luni, nu este cunoscută decât o singură persoană care vrea să candideze la funcția de președinte. Nu este cumva tipul ăla de alegeri pe sistem. Da, nu Văceanu, pentru că candidatul și de ce? Adică unde mai e democrația de sigur partid? Sigur că unde eu mai am e... spus că se vor organiza, dar astea nu sunt o certitudine 100%, adică nu se cunoaște data alegerilor. În proporție de 99,99% vom avea alegeri în 2-3 luni de zile. Da? Deci asta este aproape unde o certitudine. Unde mai e democrația de partid, în moment, dar încă o dată, nimeni nu este împiedicat să candideze. Dacă mă întrebați pe mine, păi ce să mai candideze? Cred, dacă nu e nimic nou, dacă ține și de cum s-a făcut lista. Cred că vor fi mai mulți candidați pentru funcția de președinte. Pe cine mai vedeți dumneavoastră? La un moment dat, colega dumneavoastră înaintea numele domnului Maioreanu. Sunt mai mulți care își doresc. Ciprian Florescu, care va avea o lege favorabilă. Iată dumneavoastră, dacă va avea, de ce să vrea PSD-ul, mai ales la Gor, să îl elibereze pe domnul Ciprian Florescu? Deci ați dat câteva nume de posibil candidați. Să vină de la mine? Da, trebuie nu, să vină de la dumneavoastră, că eu pic, fac așa. Atâta timp când nu s-a anunțat o lansare a candidaturii în mod oficial, nici măcar a domnului Mihai Weber, adică, da. Atâta timp când nu ai competiția electorală deschisă, să zic așa, e prematur să alergi și neadeștiind problemele finalizare. De la votul listei de la deputați, parcă? Că au fost niște, a fost un scandal atunci în PSD, în ședință. Deputați și senatori? Da, 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 în ședință, în ședința internă. Chiar în momentul vă... Nu a existat niciun scandal de alegere. Ba, țin minte că au fost niște probleme atunci și din ce am auzit și eu de la... Există peste tot, domnule. De pe la oameni care sunt în jurul PSD, că a mers Călinoiu și a spus pe la fiecare ce să voteze. Nu e adevărat, domnul Rovenț. Dar nu dau seama. Nu e adevărat. Ok. Acum domnul Manta a spus un mare adevăr, domnule Rovenț, și cred că dacă o să aveți curaj o să-l și recunoașteți. Opoziția în momentul acesta, partidele din opoziție, nu au niciun fel de forță, nu au niciun fel de strategie, motiv pentru care, iată, PSD, deși traversează așa un moment al guvernării, nu dintre cele mai bune, cu proteste, cu presiuni, cu o întreagă nebunie, dumneavoastră, partidele de opoziție, nu reușiți sub nicio formă să deveniți atractive pentru, nu doar pentru persoanele care nu au ales până acum un partid politic, nici măcar pentru membrii dumneavoastră de partid. Doamna Manuela, într-adevăr, noi la PMP nu avem forță, avem doar 5%. Din, nici PMP, nici PNL, dar, nici... Dar cred că facem mai mult decât cei 5%, adică cel puțin în Consiliul Local. Să luăm un exemplu de aici. În Consiliul Local... Consiliul Rovesa, că n-am văzut o revoluție din partea consilierilor PMP. Ce vorbiți? Da, v-am mai spus și sunt și televizate ședințele de televizate. Și pe Facebook și televizate ședințele. Și transmise de noi live, da. Consilierii noștri, doamna Grădinaru, este singura care spune când se încalcă și nu se încalcă și când nu sunt lucrurile puse în ordine. Mă refer cu procedura, cu ceea ce se bagă în mapă. Perioada în care se anunță ședința sau comisiile. La nivel național, suntem singurii care facem ceva în momentul de față. Avem această campanie de revenire la alegerea primarului în două tururi. În momentul de față, tot PMP-ul este în stradă și strânge semnături. Uitați-vă pe Facebook, și eu am distribuit. Este o pagină, douătururi.ro, cu poze din toată România. Tot PMP-ul, în momentul de față, face ceva. Cei care dorm, poate sunt ceilalți. Am văzut că și cei de la USR au și ei inițiativa lor și sunt sigur că muncesc, dar noi suntem vizibili. Dumneavoastră spuneți ce șanse acordați acestui demers al dumneavoastră? Dacă un milion de semnături în România nu sunt de ajuns să se ridice, să se deschidă o discuție pentru schimbarea legii, atunci ce trebuie să facem? Dacă un milion de oameni din România își doresc ca primarul să fie ales ca și președintele țării în două tururi de scrutin
și să nu ne mai trezim cu cazuri în care un primar iasă cu 10-15% maxim. N-au existat. Au existat, domnul Claudiu. Au existat. Este imposibil să ieși cu 10%, domnul Robert. Au existat. Poate prin raportare la nivelul total, dar niciun caz. La nivelul total, ca să vă dau un exemplu, la Craiova a fost, cred că, undeva la 8%. Domnul Rovența. Dacă pune la nivelul total. Că eu dar, haideți să fim până la unul corect față de cetățeni. În Grecia antică se vota în piață. Vorba la vedere, da? Acum suntem prea mulți, nu putem să mergem în piață să votăm. Dar totuși, să fie ales un primar cu 50%, cum este ales și președintele. Așa consider că e democratic și reprezentativ. Ce va zice PSD-ul în Parlament vis-a-vis de această propunere? Da, eu mi-aș dori ca să abordăm lucruri serioase. În Consiliul Local nu să ne legăm de faptul că nu există mapa pusă. Sigur că chestiunile astea sunt importante și ele, dar mi-aș dori ca în Consiliul Local să discutăm despre lucruri serioase, atragerea investitorilor, despre promovarea lui Brâncuș, despre facilități pentru investitori, adică asta e genul de discuții pe care eu mi l-aș dori în Consiliul Local din partea opoziției, pentru că ăsta este rolul opoziției. PSD-ul a venit tot timpul cu proiecte serioase, domnul Roman. M-ați devenit foarte pretențios de când a luat mandatul domnul Marcel Romanescu. Dar e normal să fie așa, doamnă. Înainte lucrurile nu erau chiar așa. Atragerea investitorilor nu a fost niciodată o prioritate pentru administrația. Da, n-a fost un anumit context. Nu, aici lucrurile sunt nuanțate. A existat un anumit context. Să nu credeți că suntem nemulțumiți doar de Consiliul Local și de primar. Nu vreau să neg rolul primarului în atragerea poate de investitor, dar acolo este și meritul președintelui Consiliului Județean. Adevărat, este sigur. Și meritul Consiliului Local, e meritul și a domnului Aurel Popescu, care s-a ocupat de această problemă. Deci, sigur că meritele sunt împărțite, însă e bine că se face ceva și astfel de discuții ar trebui să continue în Consiliul Local pe teme din astea grele și mai puțin chestiuni procedurale. Bun, suntem la final. Eu vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune. Mulțumesc, sigur, vă mai aștept și cu altă ocazie. Interesant să urmărim ce se întâmplă în perioada următoare la Partidul Social Democrat. Mâine sperăm să-l avem invitat la Gorjul Pieclif pe domnul Florin Cârciumaru, senatorul PSD, președintele Partidului Social Democrat, care cred că va lămuri odată pentru totdeauna ce se va întâmpla cu Partidul Social Democrat în 2018, vor fi alegeri sau nu vor fi în toamna acestui an și până la urmă ce decizie va lua domnia sa în ceea ce îl privește personal, va candida pentru un post de vicepreședinte sau va alege să rămână cu mandatul de senator și atât. Mulțumesc pentru atenție, ne revedem mâine, toate cele bune!